Alege valoarea de la mijloc, o aplicație a structurii alternative. Se citesc trei variabile care primesc valori distincte. Afișați valoarea de la mijloc. Iată un tablou complet de valori ce pot fi citite pentru variabilele A, B și C. Observăm că fiecare dintre cele trei variabile se poate situa între celelalte. Construim o structură alternativă care așează în ordine primele două variabile, transformându-le în două noi variabile numite minim și maxim. Prin raportare la variabilele minim și maxim nou create, variabila C se poate așeza în dreapta variabilei maxim, în stânga variabilei minim sau între cele două variabile. Structura care descrie cele trei ipostaze în care se situează variabila C prin raportare la celelalte două variabile este aceasta. Iată și blocurile grafice. Urmează o sesiune de autoevaluare. Ce va afișa secvența de mai jos? În continuare, prezentăm un exemplu de utilizare a blocurilor decizionale. Vom accesa aplicația Scratch de această dată pentru a încărca de pe calculator un proiect deja rezolvat. Să studiem proiectul. Primele blocuri realizează citirea a trei variabile, variabilele A, B și C. Următorul bloc creează alte două variabile numite maxim și minim, variabile care preiau funcțiile valorilor celorlalte variabile A și B citite deja. Intră în acțiune și variabila C, care prin raportare la variabilele maxim și minim conduce la crearea unei noi variabile numită mijloc. Această variabilă este și variabilă rezultat. Ea se afișează cu blocul spune. Să rulăm programul. A primește valoarea 3, B primește valoarea 1, C primește valoarea 2. Este afișată valoarea de la mijloc. Rulăm din nou programul de această dată. În loc de valori numerice, alegem valori litere. Variabila A primește litera A, variabila B primește litera B, variabila C primește litera C. Programul funcționează corect. Încă o execuție a programului de această dată. Vom folosi cuvinte. Afrodita este primul cuvânt care intră în comparație. Bianca este cel de-al doilea cuvânt care intră în comparație. Corina este cel de-al treilea cuvânt. Și iată că programul afișează permanent valoarea mediană. Vă mulțumesc!